Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă arăt cum puteți să croșetați acest top verde crud, care mie îmi place foarte mult și sper că o să vă placă și vouă. Pentru a lucra acest top am folosit Katia Tencel Cotton. Croșeta recomandată este 2,5 mm 3, dar am folosit o croșetă de 3,5 mm pentru a crea să cadă frumos și să fie nu foarte, foarte rigid. Dacă doriți, puteți să încercați să croșetați și cu o croșetă mai mică. Am început aici cu lanțul de bază pentru mărimea S. Topul pe care lucrăm acum este în mărimea S. O să aveți nevoie de 120 de ochiuri de lanț și vom începe acum cu primul rând, un ochi de lanț și un picioruș scurt în fiecare ochi până la sfârșitul rândului. Primele trei rânduri pe care le vom lucra, nu vom înmulți pe aceste trei rânduri, vom începe ulterior să înmulțim pentru a ajunge la dimensiunile necesare pentru mâneci și trunchiul bluzei. Al doilea rând îl vom lucra în picioruș dublu. De câte ori vom lucra un rând în picioruș dublu, cele două ochiuri de lanț pe care le facem la început nu se consideră prim picioruș și atunci va trebui să lucrăm primul picioruș dublu exact în același ochi pe care îl avem. Și o să lucrăm câte un picioruș dublu în fiecare ochi până la final. La final unim cu primul picioruș dublu lucrat. Al treilea rând îl vom lucra în rânduri cu ferestre sau rând plasă, punct plasă, nu știu exact cum să-l numim. O să începem cu 4 ochiuri de lanț, sărim următorul loc și apoi un picioruș dublu în următorul. Un ochi de lanț, sărim un ochi, iarăși un picioruș dublu. Și continuăm astfel până o să ajungem la finalul rândului. Când am ajuns la final, trebuie să încheiem acest rând cu un ochi de lanț, sărim ultimul ochi și vom uni cu al treilea ochi al lanțului de început. Unim cu picioruș alunecat. Bun, și suntem gata să începem următorul rând, care va fi în picioruș dublu și pe acest rând vom face și înmulțiri. Și vom înmulți, vom lucra două piciorușe duble și o înmulțire. Da? Deci în al treilea ochi o să înmulțim și o să continuăm să lucrăm un picioruș dublu în următoarele două ochiuri, o înmulțire. Înmulțirea o facem lucrând două piciorușe duble în același ochi. Și vom continua astfel cu două piciorușe dublă o mulțire, două piciorușe o mulțire, până vom ajunge la finalul rândului. Pe parcursul acestui rând vom înmulți cu 40 de ochiuri în total, deci la final o să avem 160 de ochiuri, 160 de piciorușe duble. Am finalizat și acest prim rând cu înmulțiri. Acum următorul rând va fi un rând în care vom lucra și punct bubble. Vom începe punctele pe care le vom face între punctele bubble vor fi piciorușe scurte și o să începem cu 4 piciorușe scurte. Apoi în următorul vom lucra punct bubble, care lucrăm astfel. Luăm jetău ca pentru picioruș dublu. Introducem croșeta în următorul ochi, jeteu și trecem prin două bucle.
Repetăm de 5 ori, lucrând aceste piciorușe duble parțiale în același ochi, iar apoi, ca să închidem ochiul, luăm jeteu și trecem prin toate buclele de pe croșetă. După care o să continuăm cu câte un picioruș scurt în următoarele 9 ochiuri. Deci tiparul pe care trebuie să-l repetăm pe parcursul întregului rând sunt 9 piciorușe scurte, 1 punct bubble, 9 piciorușe scurte, 1 punct bubble, până vom ajunge la final de rând. Da, deci repetăm 9 piciorușe scurte și acest punct bubble. Am ajuns la final de rând. Următoarele două rânduri din tiparul nostru vor fi practic rândul 2 și rândul 3. Deci vom lucra un rând în picioruș dublu, lucrând în fiecare ochi câte un picioruș dublu, iar următorul rând îl vom lucra rând cu plasă. Deci vom lucra exact ca rândul 2 și rândul 3. Nu avem de făcut înmulțiri pe aceste două rânduri. Practic o să înmulțim în fiecare rând după rândul plasă. Deci doar pe rândurile în picioruș dublu după rândul plasă. Deci aceste două rânduri le facem pur și simplu cu piciorușe duble în fiecare ochi. Iar pe rândul plasă, picioruș plasă, respectiv picioruș dublu, un ochi de lanț, sărim un ochi, un picioruș dublu. Acum vom înmulți din nou, după ce am finalizat cele două rânduri, așa cum spuneam, vom înmulți de fiecare dată în rândul în picioruș dublu după rândul plasă și de această dată vom lucra 3 piciorușe duble și o înmulțire. Deci avem un picioruș dublu, 2, 3 și în următorul o să lucrăm 2 piciorușe duble pentru a face înmulțirea. Și repetăm 3 piciorușe duble, o înmulțire până la final de rând. La finalul rândului vom avea 200 de ochiuri. Acum o să repetăm din nou. Repetăm cele trei rânduri. Rând în, cu bubble, rând în picioruș dublu, rând cu rând plasă. Da? Cele trei rânduri pe care le avem, fără să înmulțim, sunt aceleași trei rânduri pe care le-am lucrat și anterior. Rândul cu punct bubble îl vom începe de fiecare dată la fel, cu 4 piciorușe scurte, după care o să avem tiparul un punct bubble, 9 piciorușe scurte, repetăm până la final de rând și la final de rând trebuie să încheiem rândul cu 5 piciorușe scurte pentru a completa cu cele 4 pe care le-am lucrat la final și să avem între primul punct bubble și ultimul tot 9 piciorușe scurte ca pe tot parcursul rândului. După acest punct în bubble vom repeta din nou un rând în picioruș dublu și un rând în punct plasă, la fel cum am lucrat și rândurile anterioare. Practic aceste 4 rânduri se repetă, picioruș dublu cu înmulțire, bubble, picioruș dublu, picioruș punct plasă. Și o să ne întâlnim după ce finalizăm aceste trei rânduri la următorul rând în picioruș dublu de după rândul plasă să vedem care va fi tiparul de înmulțit. Bun, am finalizat cele trei rânduri și acum o să înmulțim din nou
Tiparul pe acest rând va fi 9 piciorușe duble și o înmulțire. Eu am început rândul cu o înmulțire, dar puteți să începeți rândul cum vă doriți. Puteți să începeți și cu 9 piciorușe și apoi să faceți înmulțirea. Ideea este ca pe tot parcursul rândului să repetăm 9 piciorușe duble, o înmulțire, 9 piciorușe duble, o înmulțire. Și o să repetăm pe tot parcursul rândului. În total vom înmulți cu 20 de ochiuri. Dacă am avut 200 înainte de acest rând, o să avem la finalul acestui rând, o să avem 220. Și acesta va fi tiparul pe care îl vom lucra pe acest rând. Deci, practic, vom înmulți de 20 de ori. Cu 20 de ochiuri pe parcursul întregului rând. Și o să avem 9 piciorușe duble și o înmulțire. Da? Și repetăm până la finalul rândului. Am finalizat rândul. Acum, mai departe, continuăm cu cele trei rânduri pe care le avem în care nu înmulțim, respectiv rândul cu bubble, rând în picioruș dublu, rândul în punct plasă. Și o să ne întâlnim apoi din nou, pentru că o să avem după rândul în plasă un alt rând cu înmulțiri și să vedem care va fi tiparul de această dată. Deci, până atunci, trebuie să lucrăm rândul în punct bubble, rândul în picioruș dublu și rândul plasă. La rândul bubble procedăm la fel, doar le repetăm rândurile anterioare. Acum vom înmulți din nou și dacă la rândul anterior am avut 9 piciorușe duble între două înmulțiri, de această dată vom lucra 10 piciorușe duble între două înmulțiri, deci vom înmulți pe acest rând tot cu 20 de ochiuri. Ca să faceți înmulțirea, puteți să începeți cu 10 piciorușe duble, apoi înmulțire. Puteți să începeți cu înmulțire și apoi 10 piciorușe duble. Sau puteți să începeți așa cum fac eu atunci când am un număr par de ochiuri între înmulțiri. Încep cu, spre exemplu, în acest caz, 5 piciorușe duble, fac o înmulțire și apoi îmi repet tiparul și la final am grijă să închei cu 5 piciorușe duble ca să completez segmentul de 10 între cele două înmulțiri, prima și ultima. Dar trebuie să țineți cont că trebuie să aveți 10 piciorușe duble și în următorul înmulțire, 10 cu 1, 10 cu 1. Ca să înmulțim și pe acest rând cu 20 de ochiuri și la final o să avem, dacă am avut 220, o să avem acum 240 de ochiuri. Și o să repetăm, să lucrăm la fel până o să ajungem la finalul rândului. După ce ajungem la final, o să repetăm din nou. Bubble, picioruș dublu, punct plasă, cele trei rânduri de după rândul cu înmulțire. Și o să ne întâlnim din nou să vedem acum, după ce am finalizat și cele trei rânduri după înmulțire. Mai avem un singur rând în care vom înmulți, după care o să încheiem cu raglanul și atunci nu o să mai trebuiască să înmulțim. Și o să înmulțim de această dată cu mai multe ochiuri, cu 60. Și ca să obținem 60 de ochiuri pe parcursul rândului, o să înmulțim cu, o să lucrăm 3 piciorușe duble, după care o înmulțire. Și lucrăm 3 piciorușe duble, o înmulțire, repetăm pe tot parcursul rândului.
Și la final o să avem în total 300 de ochiuri după ce finalizăm acest rând. Pe acest rând, ultimul rând cu înmulțirea a raglanului, o să înmulțim cu 60 de ochiuri. Acum, după ce am terminat acest rând, o să le mai lucrăm încă o dată pe cele 3, rândul cu bubble, rândul în picioruș dublu și rândul fereastră sau rândul plasă, iar apoi o să ne întâlnim să separăm mânecile de trunchiul bluzei. Iată, vom marca pentru față și spate 90 de ochiuri, iar pentru mâneci 60. Avem 300 în total, deci o să avem 90 cu 90 și 60 cu 60. Mi-am lăsat începutul de rând aici și practic este primul ochi pe care l-am din rând, va fi primul ochi al părții din spate. Am zis să nu încep la mijloc și să las lunga asta de sfârșit și început de rând, să o las undeva într-o parte, să nu fie foarte vizibilă. Și o să începem rândul, pentru că de acum vom lucra trunchiul în piciorușe duble și acest rând va fi în picioruș dublu, dar puteți să continuați cu același tipar dacă vă doriți. Și o să începem și lucrăm primele 90 de ochiuri. Puteți folosi marcatori ca să vă fie mai ușor să știți până unde lucrați. Cert este că o să lucrăm acum 90 de piciorușe duble și vom completa astfel partea din spate. Aici este punctul 90, care este marcatorul meu. O să scoatem marcatorul și o să mai lucrez încă un picioruș dublu în punctul marcat. Iar acum o să separăm mânecile. O să lucrăm 10 ochiuri de lanț. Este lanțul de la sub braț pe care îl adăugăm. După care sărim ochiurile pentru mânecă. Vă spuneam că pentru mânecă vom lăsa 60 de ochiuri, deci trebuie să sărim 60 de ochiuri. Iar apoi o să continuăm cu ochiurile pentru partea din față, care vor fi tot 90. Deci vom lucra câte un picioruș dublu în următoarele 90 de ochiuri. Vom lucra cele 90 de ochiuri, o să ajungem la următorul marcator și următoarea mânecă și o să vedem imediat cum procedăm să încheiem acest rând. Scoatem marcatorul pentru că este ochiul cu numărul 90 al părții din față, deci o să mai lucrez încă un picioruș dublu. Apoi facem aceleași 10 ochiuri de lanț pe care le-am făcut și la cealaltă mânecă, la celălalt sub braț. O să sărim cele 60 de ochiuri pentru mânecă și practic suntem la început de rând, la final de rând sau început de rând și o să unim cu primul picioruș dublu lucrat. Și ăsta a fost rândul de separare. Mai departe o să continuăm cu trunchiul bluzei, cu trunchiul topului. Vom lucra doar rânduri în piciorușe duble, în toate ochiurile, inclusiv ochiurile de la sub braț. Eu am lucrat în total pentru a obține acest top mai scurt, până în talie am lucrat 16 rânduri, dar dacă vă doriți ca topul să fie mai lung, puteți să lucrați mai multe, în funcție de cât de lung doriți dumneavoastră să fie topul. Am lucrat 16 rânduri, după care o să ne revedem din nou, pentru că vreau să vă arăt cum ce rânduri vom face la final, pentru că topul va avea și un șnur în talie. Și o să vă arăt imediat ce facem mai departe. După cele 16 rânduri pe care le-am făcut eu pentru lungime, așa cum vă spuneam anterior, o să adăugăm un șnur în talie și atunci o să lucrăm un rând în rând plasă,
ca să avem găurile necesare pentru a, pentru a pune șiretul. Și o să începem acest rând cu 4 ochiuri de lanț. O să sărim următorul ochi și lucrăm un picioruș dublu în următorul. Un ochi de lanț și un picioruș dublu în următorul. Sărim de fapt un ochi și apoi în următorul. Și repetăm astfel până la finalul rândului. După care o să mai adăugăm un rând în picioruș scurt, doar ca să încheiem bluza. O să lucrăm imediat și câteva rânduri la mânecă. Dacă doriți, puteți să lăsați și astfel și doar să lucrați un picioruș scurt, zic, un rând în picioruș scurt, puteți să o lăsați atât de scurtă. Sau dacă doriți, eu am lucrat câteva rânduri și la lungimea mânecii, dar dacă vă doriți, puteți să o lăsați și așa. Cât este lungimea ei din raglan, cum vă doriți dumneavoastră. O să vă arăt imediat și cum o să lucrăm la mâneci. Rândurile pe care le-am făcut le-am păstrat în același tipar. Acum o să lucrez ultimul rând de care vă spuneam la trunchiul bluzei, pe care vă lucra doar în picioruș scurt. Iată, acesta este. O să finalizez aici, tăiem firul, îl vom ascunde la final ca să nu ne rămână capătul acesta de fir. Și o să începem să lucrăm imediat la mânecă. Pentru mânecă, așa cum vă spuneam, o să repetăm același tipar, cele 4 rânduri pe care le-am repetat și la raglan. Și o să lucrez cele 4 rânduri de 2 ori, nu mai mult, pentru că nu mi-am dorit o mânecă mai lungă. Puteți să lucrați mâneca cât de lungă vă doriți dumneavoastră, în funcție de cum preferați să fie acest top. Vom începe la subbraț, vom face primul rând în picioruș dublu, indiferent cum vă doriți să faceți, dacă doriți să continuați cu același tipar ca și la raglan sau dacă doriți să faceți la fel mâneca în piciorușe duble, primul rând este la fel. Și vom lucra ochiurile pe care le avem aici în plus la subbraț și o să vă arăt un pic la colț un artificiu, pentru că vom lucra în același tipar cu acele puncte bubble și o să avem nevoie de un multiplu de 10. Am avut 60 de ochiuri pentru mânecă plus cele 10 de la subbraț, dar aici când ajungem la colțul mânecii, atunci când facem trecerea de la lanțul de la subbraț către mânecă, vedeți că avem aici un ochi care este de fapt un capăt de rând în picioruș dublu. Și atunci, ca să nu adăugăm ochiuri, dar nici să îl sărim pur și simplu, să avem aici un spațiu, o gaură, voi lucra un picioruș dublu pe care îl voi lucra în acest rând, peste acest ochi de picioruș dublu, dar nu o să închid ochiul și mai lucrez un picioruș dublu parțial în următorul. Deci, practic, am lucrat două piciorușe duble împreună, astfel nici n-am o gaură acolo la subbraț, dar nici nu am adăugat ochiuri suplimentare ca să păstrez același multiplu de 10. După ce o să procedăm la fel și la celălalt col și o să încheiem rândul în picioruș dublu, după care o să începem cu rândul în punct bubble. Îl vom face la fel cum am făcut și la raglan. O să începem cu 4 piciorușe scurte, un punct bubble, apoi câte 9 piciorușe scurte și un punct bubble și o să încheiem cu 5 piciorușe scurte. Și apoi o să repetăm din nou cele 4 rânduri, o să le mai repetăm fie până ajungeți la lungimea dorită, fie eu l-am repetat de 2 ori și am încheiat cu un rând plasă.
Dar, cum vă spuneam, puteți să lucrați mâneca cât de lungă vă doriți. Acesta este avantajul topurilor sau ploverelor lucrate de sus în jos, pentru că puteți să ajustați lungimea după preferințele dumneavoastră. Și după ce vă spuneam că voi repeta de două ori cele patru rânduri, o să finalizez cu un rând plasă și la final voi face la fel un rând în picioruș scurt, exact cum am făcut și la baza ploverului. Apoi nu ne rămâne decât să introducem acest șiret pe care l-am făcut cu ochiul de lanț. Vedeți lungimea de care aveți nevoie și topul este gata. Sper că v-a plăcut și dumneavoastră acest tutorial. Mie îmi place foarte mult cum a ieșit și sper că o să vă placă și dumneavoastră. Abia aștept să văd pozele și vă aștept și data viitoare cu alte tutoriale. Pe curând!